Mergem acum la Ministerul Sănătății. Acolo sindicaliștii din Federația Solidaritatea Sanitară protestează. Care sunt nemulțumirile lor, știe colega mea Iasmina Ardelean. Bună ziua, Iasmina, te ascultăm. Sute de sindicaliști protestează aici la Ministerul Sănătății după ce guvernul nu le-a rezolvat în totalitate cererile salariale. Dar alături de mine se află Gabriel Predica, vicepreședinte FSRR, și ne spune care sunt principalele nemulțumiri. Principalele nemulțumiri pornesc evident de la oferta guvernului, o ofertă care este departe de așteptările salariaților. 20% anvelopă salarială doar pentru salariile de bază se traduce în felul următor. Doar 10% în buzunarul salariatului. Aceasta este suma netă pe care el o va încasa. Cererea noastră este de cel puțin 25% vis-a-vis de venitul lui net. Noi sperăm ca guvernul să se așeze din nou la masa negocierilor. Are o notificare din partea noastră vis-a-vis de declanșarea grevei împotriva politicii sale sociale și economice. Totodată astăzi la Ministerul Sănătății, de fapt în urmă câteva zile, am depus tot o notificare legată la declanșarea conflictului colectiv de muncă. Va avea loc o întrunire astăzi a federațiilor din sănătate reprezentative cu domnul ministru, sperăm. Noi ne așteptăm, cum spuneam, la negocieri din care să reiasă o creștere de cel puțin 25% a venitului net. Și dacă nu se va rezolva această negociere, ce veți face în continuare? La acest moment vă pot spune că Federația Solidaritatea Sanitară și-a canalizat absolut toate resursele logistice, resursele de expertiză, resursele financiare pentru a continua strângerea de semnături, pentru a continua protestele și pentru a pregăti greva generală. Vă mulțumim pentru intervenție. Simona, acestea au fost informațiile. Mulțumim și noi, Iasmina. Reciclăm și nu prea. În teorie, toată lumea cunoaște regulile, dar practica ne omoară. Românii abia învață cum să sorteze deșeurile, iar statistica arată că doar 11% dintre acestea ajung să intre în sistemul de reciclare. Țara noastră este codașa Europei cu cea mai mică rată de pe continent. Aruncați în el? Da, aruncăm în el, da. Ce anume? Sticle de plastic. În zona satelor, reciclarea deșeurilor este încă o ecuație cu mai multe necunoscute. Puțini sunt cei care colectează deșeurile, iar atunci când o fac, nu le duc la centrele de reciclare pentru a-și recupera banii, ci le predau firmei de salubrizare. Da. Știți? Știm, da. Știm. Dar faceți? N-am făcut până acum. Conform noilor norme, orice sticlă sau doză de băutură costă cu 50 de bani în plus, sumă ce este restituită cumpărătorului odată ce acesta returnează ambalajul. Însă, de la teorie la practică, este cale lungă și este suficientă o simplă privire pe marginea drumului ca să vedem ce înțeleg românii prin reciclare. Vecina mea de aici, în fiecare săptămână, le culege, le pune în container și le trimite. Și dar copiii, când încep și vine de la școală, se așează așa pe marginile alea la asta. Și apoi ține-te nene gunoi. Cumperi de acolo ceva și te duci și duci înapoi sticla și îți dă banii aia care ți-o reținut, mă gândesc. Altceva... Se pare greu de făcut așa? Păi nu știu. Știți de sistemul de garanție, ați auzit? Da, da, am auzit de el. Ce înseamnă, ce ați auzit, ce știți? Păi că să le ducem înapoi la magazin. Și nu? Primiți banii? Sau cum știți că funcționează? Nu știu, încă nu. N-am auzit așa ceva, nu știu. Cum vi se pare? Ei bine. Și chiar și atunci când românii știu cum se aplică regulile, motive pentru a le ocoli tot se găsesc. Cum mă sunt într-un picior să ajung de aici până la magazin. Deci e complicat. Și cum? N-avem ce să facem, că dacă are tineri și asta e foarte bine, că... mai multe curățenii în comună. În zadar încearcă autoritățile să implementeze proiecte care să trezească conștientizarea oamenilor. Drumul până la respectarea sistemului este încă lung. Avem aici o a doua sortare în care separăm pe culori, așa cum se poate vedea aici cu noi, PET-ul transparent, verde, mix și albastru. Centrul de colectare din Timișoara are peste 4.000 de metri pătrați, iar sortarea și trierea ambalajelor se face după reguli bine definite. Avem o capacitate de sortare de 4 tone pe oră. Destul de mult și foarte performant, sau cum suntem la nivel european? Ca să aveți o idee de ce înseamnă 4 tone pe oră, avem un
tir mare, un camion mare care are plin de ambalaje din acestea, care vin deja de la automate puțin presate, înseamnă o tonă, o tonă jumate. Deci noi putem procesa aproximativ 3 camioane mari pe oră. Va urma o perioadă de acomodare. Ea se referă atât la comercianți, mai mici sau mai mari, se referă și la producători și se referă, nu în ultimul rând, la cetățenii care se vor obișnui la un moment dat cu acest sistem prin care plătești 50 de bani garanție și recuperezi imediat ce aduci recipientul. Acest centru este al doilea de tip colectare și reciclare din țara noastră, după cel din Cluj, deschis la finalul anului trecut. Țara noastră este pe ultimul loc în Europa cu cea mai slabă rată de reciclare, fruntașe fiind statele Slovacia și Lituania. Un automat care vinde cartofi face furor într-o comună din Bihor. Un fermier a cumpărat aparatul din străinătate, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Acum aparatul face vânzări mai bune decât taraba din piață la orice oră din zi sau din noapte. Suntem în comuna Șinteu, din județul Bihor, unde există primul automat din țara noastră care vinde legume. Ideea îi aparține lui Iaroslav Zetoca, un fermier care a văzut aparatul în străinătate și l-a adus pe meleagurile noastre. Avem cartofi cântăriți la 5 kg și la 10 kg. Automatul este legat printr-o aplicație direct la telefon și văd pe telefon tot ce, timpul ce se întâmplă când trebuie să aprovizionez. Fiecare produs are un cod unic, iar pentru a-l obține, clienții doar tastează numărul și apoi achită cash sau prin cardul de credit. De când au pus aparatul în funcțiune, fermierul și soția sa nu mai au bătăi de cap. Practic îmi oferă un venit constant lunar, care este foarte important pentru fiecare fermier. O dată sau de două ori pe zi îl aprovizionăm și în restul zilei suntem liberi să ne ocupăm de lucrurile noastre. Din interiorul aparatului, clienții mai pot cumpăra miere sau alune de pădure de la producătorii locali. De multe ori când mă întorc acasă, poate nu mai apuc să nu mai am acasă nimica și la orice oră din zi și din noapte mă opresc, pot să găsesc cartofi și wow, e cea mai șmecheră idee. Și rapidă totul. Tot merge extraordinar de ușor și de simplu. Astfel de automate pot fi întâlnite în mai multe zone din țară și îi ajută pe fermieri să-și vândă produsele fără să mai apeleze la intermediari sau să lase la preț din lipsă de clienți. În cartierele din Sibiu, de exemplu, sunt amplasate mai multe astfel de aparate. Acolo ce a stat? Numărul la cofragul de ou. Rămân fără, prefer să iau de la tonomate, pentru că sunt mai proaspete și sunt crescute de găinile încă libere la țară. Prețul ăsta e de vreo 3-4 ani, cred, 10 lei, pe când în magazine se mărește lunar. În timp ce fermierii din generațiile noi găsesc metode moderne care să-i ajute, bătrânii continuă să vândă în piețe. Efortul depus este însă mult mai mare. La 80 de ani, doamna Jenica muncește ca în tinerețe. Aici la tarabă cât stați? O zi întreagă, până seara, până la 5 de minute seara. După o zi de stat aici la tarabă, mergeți acasă, ce da. Faceți? Ne spălăm, mâncăm și ne culcăm. Dimineața ne sculăm ea. E foarte greu, dar n-avem ce să facem. Asta am practicat-o, asta o ținem. În ceea ce privește prețurile, un kilogram de cartofi costă la aparat 3 lei, în timp ce în piață prețurile variază între 2 și 5 lei. Aproape că nu există persoană care să nu-și dorească un zâmbet de Hollywood. Iar atunci când mama natură nu ne-a înzestrat cu o dantură impecabilă, soluția cea mai simplă este în cabinetele stomatologice și reprezentată de albirea dentară. O procedură non-invazivă, scurtă ca durată, dar cu efecte spectaculoase. Albirea dentară este una dintre cele mai utilizate proceduri stomatologice ale zilelor noastre. Însă, în ciuda popularității, ea este recomandată doar în anumite condiții. Albirea dentară ar trebui făcută când avem un complex și dinții sunt galbeni, dar trebuie să luăm în considerare și anumite aspecte. Albirea nu se face la toată lumea, trebuie să fie dintele destul de sănătos, trebuie venit la un consult să vedem să nu fie fisuri dentare, carii interdentare. Orice problemă medicală a pacientului trebuie rezolvată înainte de începerea procedurii, iar odată ce medicul dentist își dă acordul pentru realizarea acesteia, pacientul mai are de trecut o singură etapă. Cea a culorii. Nu prea putem alege intensitatea culorii, este cumva limitată această procedură, tot datorită sau din cauza smalțului, pentru că în funcție de grosimea fiecărui strat de smalț al fiecărui pacient,
albirea se produce mai tare sau mai puțin tare. Deși tratamentul este non-invaziv, substanțele folosite la procedură sunt puternice. Tocmai din acest motiv, dentiștii recomandă albirea dentară doar după vârsta de 18 ani. Pentru a putea proteja gingia noastră, vom folosi un anumit depărtător pentru a îndepărta țesuturile moi, obraz, buze. Iar pentru gingie în special se folosește un gel sub formă de rășină. Ședința de albire durează aproximativ 30 de minute și se realizează de regulă în două etape. Rezultatul este vizibil pe loc, însă este reversibil în cazul în care pacientul nu respectă conduita de viață recomandată de medic. Tot ceea ce ține de alimente sau lichide colorate ar trebui evitate undeva la aproximativ 2 săptămâni, pentru că abia atunci se stabilizează culoarea. Rezultatul este uimitor. Îi mulțumesc foarte mult doamnului doctor. Sunt foarte mulțumită. Ședințele de albire pot fi repetate cu o frecvență anuală, iar costurile pornesc de la 900 de lei și pot crește, în funcție de metoda aleasă. Suntem în luna iubirii și mulți se gândesc deja la cadouri pentru persoana iubită. Florile sunt printre cele mai căutate daruri, așa că am vrut să vedem ce buchete sau aranjamente florale sunt la modă anul acesta. Colega mea, Mădălina Lambrinoc, se află într-o florărie și ni se alătură cu detalii. Bună ziua, Mădălina, te ascultăm! Doamnelor, domnilor, bun găsit tuturor! De departe, trandafirii rămân în topul preferințelor pentru luna iubirii, însă în trend vin și buchetele mixte. Ce înseamnă aceste buchete mixte? Știe Carmen Manu Ioniță. Carmen, despre ce combinații putem vorbi? Plecând de la trandafiri, care sunt preferații domnilor și automat și pentru doamne, sunt special și minunați și anul acesta îi recomandăm cu mai puțin ambalaj și mai mult cu fundă, să fie simplu, să fie elegant, să poată fi pus rapid în vază. Bineînțeles că în lângă trandafiri venim în topul preferințelor cu lalelele, cu zambilele, cu altfel de flori pe care putem să le combinăm în buchete și să ieșim cu ele în evidență. Bineînțeles că tot aici găsiți și propunerile noastre vis-a-vis de bujori, care sunt spectaculoși și apreciați și iubiți de doamne. Tot în cadrul preferințelor intră și aranjamentele florale pe care noi le propunem cu o trecere de la trandafiri la zambile, frezii, anemone și lucrate într-un burete ca să poată să reziste mai mult timp. Carmen, mulțumesc tare mult! Se mai poartă buchetele acelea impresionante sau rămânem la ceva mai discret? Care e preferința? În funcție de buget. Cine își permite, își dorește întotdeauna un buchet impresionant. Pe noi ne-au impresionat florile, deci rămânem în continuare aici, înapoi în studio. Mulțumim, Mădălina! Un bilanț cât 39 de ani. Artista Mihaela Gurău și-a sărbătorit recent aniversarea, iar momentul s-a dovedit perfect pentru a trage câteva concluzii rapide despre sine. Arată impecabil și este într-o formă de invidiat, însă, dincolo de aspectul fizic, se simte echilibrată și împlinită. Ascultă-mă, lume, bine, tiri-diri-diri-diri-diri-da, ca moldoveanca nu-i nimeni, tiri-diri-diri-da. Are inimioara bună, tiri-diri-diri-diri-diri-da, aprigă-i bună de gură, tiri-diri-diri-da. Harnică-i ziua la muncă, tiri-diri-diri-diri-diri-da, când iubește nu se încurcă, tiri-diri-diri-da. Frumoasă și talentată, Mihaela Gurău pare să fie răsfățată de viață. Se bucură de fiecare clipă pe care o trăiește și nici nu a simțit când au trecut 39 de ani. Dacă nu mă uit în buletin, mă simt așa cam la 30. Nu conștientizez, cu toate că uneori mă gândesc 39? Dacă mă întrebai acum 10 ani, aș fi spus wow, e destul de mult. Dar acum nu mi se pare. Pentru ea, vârsta este doar un număr care reflectă o maturizare frumoasă și echilibrată. Însă, pe cât de mult se bucură de cadourile spirituale, le apreciază și pe cele materiale, care îi pun în evidență eleganța, iar inelul pe care singură l-a cumpărat de ziua ei este un astfel de accesoriu. Este un inel frumos cu inimioară pe care mi l-am luat special pentru acest eveniment, pentru că este un eveniment de suflet. Să-mi aducă multă iubire, multă fericire, dar mai presus de toate sănătate pentru mine, pentru familia mea și oameni dragi, așa cum sunteți și voi alături. Ambițioasă și perfecționistă, Mihaela a știut mereu cum să gestioneze situațiile neprevăzute în fața cărora a pus-o viața.
Deși a schimbat uniforma de polițist pe costumul popular, o meserie mult mai puțin solicitantă fizic, artista a compensat prin grija față de conduita din viața de zi cu zi. Îmi place să am grijă de mine, am învățat să mă prioritizez, am învățat să nu mai trag de mine atunci când nu este cazul și lucrurile astea le-am învățat acum, după 35, pentru că înainte eram extrem de exigentă cu mine și uneori dădeam mult prea mult, mă simt în cea mai bună varianta mea de până acum. Simt că am evoluat foarte mult pe toate planurile, așa că sunt extrem de deschisă și cu siguranță anul ăsta va fi unul foarte bun. Aniversarea recent trăită i-a adus conștientizarea faptului că traversează cea mai bună perioadă a vieții ei. Văd o femeie care s-a maturizat, o femeie care știe ce vrea, o femeie care știe să dăruiască, o femeie care își iubește copilul mai presus de orice, o femeie care știe să ia de la viață ce e bun și ce e frumos. Mamă fericită și femeie împlinită, Mihaela se dedică cu totul muzicii, marea ei iubire, și promite să fie la înălțimea așteptărilor în lunile următoare, când are o serie de concerte în capitală. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Nu uitați, cele mai importante informații le aflați de pe site-ul știrilecanalde.ro. Acolo, printre principalele subiecte, găsiți detalii despre cazul Andrei Rapciuc, dar și când intră pensiile în luna februarie. Tot pe site aflați cine este Ștefan Mindea, acuzat de înșelăciune după ce promitea infiltrații magice pacienților din Constanța. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Simona Pătruleasa și vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, de la ora 19 începe principalul jurnal de știri prezentat de colegul meu, Cristian Sabah. O zi frumoasă vă doresc. La revedere! Astăzi, valorile termice vor caracteriza o vreme cu mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin în sudul și sud-estul teritoriului, dar cu înnorări temporare în rest. Va ploua local în Maramureș și pe arii restrânse în Crișana, Transilvania și Moldova, iar în Carpații Orientali și în Munții Apuseni, la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, unde vor fi rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi mai mult senin. În termometre se vor înregistra 16 grade în Târgoviște, 17 grade în Slobozia. În Transilvania va fi o zi cu atmosferă mohorâtă. Se vor înregistra 13 grade în Brașov, 12 grade în Alba Iulia. În Moldova cerul va fi variabil. Vor fi 16 grade în Galați, 13 grade în Piatra Neamț. În vestul țării se anunță vreme închisă, cu ploi pe arii restrânse. Temperaturile ajung la valori ridicate pentru această dată, de până la 11 grade în Oradea, 14 grade în Reșița. În Oltenia avem parte de cer mai mult senin și temperaturi crescute. Se vor înregistra 16 grade în Craiova, 17 grade în Slatina. În Dobrogea vremea va fi în general frumoasă, cerul senin, iar temperaturile ajung la 17 grade în Constanța, la fel și în Tulcea. În capitală, valorile termice vor caracteriza o vreme cu mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 17-18 grade. La noapte, valorile de temperatură vor fi cu mult peste cele normale specifice perioadei, astfel că temperatura minimă va fi de 5 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general moderat. Mâine se anunță vreme însorită și caldă pentru această dată. Maxima va fi de 19 grade. La munte, valorile termice se vor situa în continuare cu mult peste cele normale în prima decadă a lunii februarie. Cerul va prezenta înnorări în Carpații Orientali și în Munții Apuseni, unde va ploua slab, iar la altitudini de peste 1700 de metri vor fi precipitații mixte. În celelalte masive, cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea pentru precipitații redusă. Vântul va avea intensificări pe creste, unde vor fi rafale în general de 60-80 de km pe oră, cu precădere în Carpații Orientali și în Munții Apuseni.